Spitalul clinic CV Timișoara este inclus în Programul Național de Tratament pentru sindromul hemolitic uremic atipic, o boală rară care poate fi ținută sub control. Sindromul este o afecțiune rară care afectează în special rinichii, însă poate avea consecințe extrem de grave asupra întregului organism. Afecțiunea se distinge de forma clasică a sindromului hemolitic uremic prin faptul că nu este declanșată de o infecție. Sindromul are la bază mutații genetice prezente de la naștere. Este o afecțiune caracterizată de distrugerea hematilor și a trombocitelor vaselor de sânge cu formarea de cheaguri și afectarea rinichilor cu insuficiență renală acută. Programul Național de Tratament, implementat la Spitalul Clinic CF Timișoara, are ca scop atât asigurarea accesului rapid la investigații genetice și teste pentru identificarea corectă a pacienților, cât și furnizarea tratamentelor inovatoare pentru a preveni activarea necontrolată a sistemului imunitar și pentru a proteja organele vitale, spune conferențiar dr. Stella Iurciuc, manager Spitalul Clinic CF Timișoara. O colaborare interdisciplinară pentru un diagnostic rapid este extrem de importantă pentru a identifica simptomele și pentru a începe tratamentul cât mai curând. Peste 60% dintre pacienți au nevoie de asistență medicală specializată încă de la primul consult medical, 54% dintre pacienți ajungând direct la terapie intensivă. Ne dorim să oferim pacienților acces la cele mai bune resurse și tratamente disponibile, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții acestora. Acest program arată importanța pe care o acordăm îngrijirii pacienților cu boli rare, spune conferențiar dr. Stella Iurciuc manager Spitalul Clinic Cefet Mișoara. Acest program urmărește să ofere un sistem integrat de monitorizare și suport pentru pacienți care include evaluări periodice și ajustarea tratamentelor în funcție de evoluția bolii, dar și educarea pacienților și a familiilor acestora în legătură cu boala, cu tratamentele disponibile și gestionarea pe termen lung a acestei afecțiuni. Coordonatorul acestui program este conferențiar doctor Alexandru Caraba, medic primar reumatolog.